Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Era de așteptat, bănuiam. Asta nu înseamnă că nu am încercat să oferim o informație așa cum o aveam. Între timp s-a hotărât. Comitetul pentru situații de urgență a județului Hunedoara a definitivat, practic, tot ceea ce înseamnă organizare de târguri și expoziții. Unde sunt aglomerări de animale? Definitivat în sensul că s-a tras linie peste toate. O să analizăm ce, cum, care ar fi soluțiile în perioada următoare. Astăzi avem altceva de lucru. Ne gândim în primul rând la apicultori, le spunem la mulți ani membrilor Asociației Crescătorilor de Albine din România, 60 de ani a împlinit această asociație. Vești bune se anunță pentru perioada următoare, pentru apicultori, dar e de lucru chiar și acum în stupine. Stăm de vorbă cu Tibi Corb și aflăm mai multe despre toate acestea. Din zona moților, din zona țării Zarandului, vești foarte, foarte bune. Moții demonstrează încă o dată că atunci când trebuie știu să stea umăr lângă umăr. Nu mai contează coloraturi politice, idei sau altele. Da, ei pot să strângă rândurile. Am fost la Balta Cerbu de la Luncoiul de Jos, Podele, Luncoiul de Jos, mă rog, din comuna Luncoiul de Jos, acolo unde s-au strâns câțiva moți hotărâți, primari, bineînțeles, și nu numai. Dar de ce mă întind eu cu vorba? Să stați să urmăriți exact tot ceea ce se întâmplă, pentru că sunt informații în premieră și mai ales planuri frumoase pentru tot ceea ce înseamnă moții zărândeni. Finalul de ediție aparține, așa cum ne-am obișnuit, medicului veterinar și stăm de vorbă astăzi despre leptospiroza la câini. Asta pe scurt, pe larg, în tot ceea ce urmează. Vizionare plăcută! Domnule Corb, mă bucur să ne revedem și vreau să vă propun așa o discuție pe mai multe paliere. În primul rând să spun la mulți ani Asociației Crescătorilor de Albine din România. 60 de ani? Da, am ajuns să facem 60 de ani de existență. E mare lucru, având în vedere că am trecut prin multe perioade grele în toată această perioadă, mai ales după Revoluție. Cred că e asociația profesională, din, cel puțin din zona agriculturii, cu cea mai mare vechime. Da, așa cred și eu. Nu știu să fie altă asociație. No. Mă rog, pe noi ne-a ajutat foarte mult partea economică. Că dacă nu aveam partea economică, nu rezistam. No, da? Și partea economică a mers destul de greu. Pentru că a trebuit să ne adaptăm la noile reguli de economie de piață. Și no, totuși am rezistat. Dar nu înseamnă că suntem mulțumiți. Nu, ați avut o întâlnire săptămâna trecută, membrii asociației. Ce spun ceilalți din țară? Cum li s-a părut măcar anul ăsta? Acum, dacă stăm să ne uităm în urmă, chiar ne doare sufletul. Da, da. Deci la Salcâm anul ăsta a fost mult mai bun decât ultimii 3-4 ani. Chiar producții foarte bune s-au obținut, mă rog, cine a avut familii. În partea a doua anului la Floarea Solului am făcut, pot să zic, cam jumătate din ceea ce am făcut anul trecut și am mai făcut ceva la tei. Asta nu înseamnă că toate județele au făcut treabă. N-au făcut treabă. În general nu s-a făcut mare lucru și în primul rând n-au făcut cules cei care au stat pe loc, cei care fac un stupărit staționar. No, aici ar fi multe de povestit, că de fapt ei sunt baza apiculturii românești, cei care stau pe loc și care, indiferent de condiții și de cheltuieli, merg înainte, din pasiune. Da. Bănuiesc că la întâlnirea care ați avut-o, ați încercat să visați frumos, mai ales că vin semnale
interesante din zona Uniunii Europene pentru apicultori. Da. Mă rog, au fost și mulți invitați. Domnul Butănoiu, secretar din cadrul Ministerului Agriculturii, domnul Valeriu Tabără, care am înțeles că e președintele Academiei de Științe Agricole, domnul Valeriu Sterian de la Comisia de Agricultură. Toți au vorbit foarte frumos, dar nimic concret despre subvenții, din păcate. No, acum, desigur, de la Bruxelles sunt semnale că s-ar da ceva sub apicultor direct și mai departe, dar sincer vă spun, la noi, până când nu se adoptă o lege sau o măsură, nu putem vorbi nimic. Ce să zic, visăm. Da, păi până la urmă, o bună parte din tot ceea ce înseamnă activitatea apicultorului ține și de partea asta de visare, că visează la vreme frumoasă, la floare multă. Da, așa e, visează și nu-i mare speranța, știți, că asta, asta ne ține, să avem speranțe că va fi mai bine anul viitor, că probabil vom primi și ceva subvenții, să luăm exemplu de pe la vecini măcar, unde aud că sunt într-adevăr subvenții, dar totul ține de Ministerul Agriculturii, din păcate. Na, și acolo, vă spun, s-a vorbit foarte frumos la ședința asta că rolul albinei în ecosistem, în agricultura românească, în comerțul care se face intracomunitar, să aduc venituri importante la buget, dar cam atât. Despre subvenționarea apiculturii concret nu. De asemenea, s-a vorbit despre programul miere în școli. Să-l vedem și pe ăsta aplicat. No, mă rog, va fi o măsură bună în sensul că se face o educație în a consuma miere. Dar asta nu înseamnă că cei care vor câștiga licitațiile în sensul ăsta, că probabil va fi o licitație pentru a introduce mierea în școli, dar cum am zis, nu înseamnă că ei vor folosi doar miere românească. E foarte greu de controlat lucrul ăsta, mai ales că se aduc cantități enorme din China, din Ucraina și mai nou din țările sud-americane, am înțeles. Nu. Dacă s-ar putea folosi mierea românească doar în această activitate, într-adevăr, am ajutat un pic apicultorul în desfacerea mierii, pentru că este o situație anul ăsta mai greoaie în desfacerea mierii dincolo. Pot să zic că de mulți ani am avut așa o situație, mai ales la mierea poliflora. Deși nu s-a făcut multă, foarte greu se desface dincolo și prețurile s-ar părea că sunt în scădere la poliflora. Acum mergem înainte. O fi fost un an ceva mai bun și pentru apicultorii din alte țări? Da. Ucraina se laudă foarte bine, China și mai nou țările sud-americane se laudă cu o producție extraordinară. A făcut și America de Nord miere și atunci nu mai a multă miere și s-au îndreptat spre Europa. Asta înseamnă că prețurile, mai ales la polifloră, sunt în scădere. Îmi pare foarte rău pentru apicultori și îi văd dezamăgiți, mai ales pe cei amărâți, cu stup mai puțin, care n-au nici bani, au câteva bidoane de miere și n-au unde să le dea. Nu este capacitatea de a le lua toată mierea și, mai ales cu cantități mici, procesatorii nu se prea încurcă, pentru că trebuie să-i faci analiză la fiecare apicultor, pe fiecare lot de miere, analizele astea costă bani și atunci totul e în detrimentul prețului la miere, din păcate. Bun. Și acum ne îndreptăm atenția înspre apicultori. În primul rând, pornim de la anunțul pe care tocmai l-ați pus, acela l-ați afișat și normal urmează să-i informați pe membrii asociației. Da, am fost informat că în perioada 14-20 septembrie să fac stropiri terestre pentru țânțar, pentru nu știu ce, dar nu, ce să facem? Apicultorii care stau pe loc nu se mută, asta e adevărul. N-au condiții de a se muta, n-au lăzile prevăzute cu site și așa mai departe. Acum sperăm să nu fie probleme. Nu. Dacă nu se face chiar în jurul stupilor, nu cred că sunt probleme deosebite, mai ales că la ora asta nu sunt multe plante înflorite unde să umble albinele, unde să fac stropiri și așa mai departe. Nu. Dar alte sunt problemele și chiar nu, sunteți un post bine cunoscut, tratamentele. Trebuie neapărat apicultorii în perioada, trebuia mai devreme, începând din iulie, să înceapă tratamentele pentru varroa Jacobsoni. E o problemă foarte mare.
Din păcate, medicamentele care le avem la ora actuală în magazin, Varachet și Mavrilol, la ora asta eu zic că sunt cele mai bune. Degeaba încercăm tot felul de variante. Să facă tratamente clasice, dar să le facă. Și din iulie trebuiau începute. Un tratament înseamnă 3 aplicații de Varachet, neapărat. No. Să pui hârtie de control, să verifice cum cade vara, dar tratamentele să le facă. Să pui benzi de Mavrilol și așa mai departe. Și alte tratamente complementare, să zic, cu acizi organici și așa mai departe. Și dacă nu cunosc aceste tratamente, pot veni să informăm în sensul ăsta. Avem toată gama de medicamente în magazinele noastre. Deci, doar să facă tratamente și nu, în ultimul rând, desigur, să asigure rezervele de hrană familiilor de albine. Normal, ar fi trebuit asigurate până acum, dar dacă nu l-au asigurat, încă mai pot luna asta să dea mâncare familiilor de albine pentru a nu avea surprize peste iarnă. Ne trezim că începând cu noiembrie, decembrie, apicultorii încep să cumpere turte. Este un deranj care îl fac în familiile de albine. Acum trebuie asigurată mâncarea. No. Și în rest, ce să zic, apicultorii să spere, cum am zis, că anul viitor va fi un an și mai bun ca ăsta și va fi bine. Să sperăm. Da, să sperăm că va fi bine și pentru albinuțe. Ne spuneați că ele se adaptează foarte ușor. Discutam înainte de a începe înregistrarea de diferența asta de temperatură care deja se sesizează între noapte și zi. Da, ele se pregătesc deja de iarnă. Îți dai seama din comportamentul lor, cum umbli la ele, sunt mai liniștite, intră într-o stare așa latentă de somnolență, consumă mai puțin, se întrerupe puietul, deci matca nu mai ouă. No. Dar asta pentru cei care au asigurat deja rezervele de mâncare suficiente și care au făcut tratamentele. Cei care n-au rezerve suficiente intervin în continuare cu hrăniri. Asta înseamnă un deranj în viața lor chiar și acum. No. Dar ce să zic, sunt începători, sunt alții avansați care procedează ca începătorii de ani de zile și nu înțeleg lucrul ăsta că rezervele la ora asta ar trebui să fie asigurate, rezervele de hrană. Deci rezerve de hrană și tratamente și atunci totul va fi bine. Da. Și atunci mai sperăm, așa cum spuneam mai devreme, la soare și la multă floare. Da, da, deci ce să vă zic, un apicultor începând din primăvară când vede că încep să umble albinele, deja noaptea visează roi și familii de albine cum zboară pe flori și deci asta e plăcerea noastră, pasiunea noastră și atunci cu asta ne simțim bine, chiar și în vise. Da. Da, cum am zis, să sperăm că lucrurile vor evolua bine, nu speranțe din partea Ministerului Agriculturii și așa mai departe. Deși și acolo ar trebui să fie speranțe, pentru că așa cum toată agricultura e subvenționată, ar trebui și apicultura subvenționată. Dar în primul rând, eu am zis întotdeauna, fiecare apicultor să se bazeze pe el, pe munca lui, pe ceea ce face și atunci va avea și rezultate. Dacă tot așteptăm cineva să ne facă, să ne dea ceva, din păcate nu vom face nimic. Domnule primar, nu să vorbim despre proiectul despre care se va povesti în momentele următoare aici la Locuiesc de Jos. O să vorbim puțin cu anticipație despre ceea ce va însemna sărbătoarea din Locuiesc de Jos. 580 de ani de atestare documentară. Bună ziua! 580 de ani are anul viitor Locuiesc de Jos de atestare documentară. 580 de ani bătuți pe muche. Bun. Nu o să spunem unde, dar undeva pe raza comunei, se demonstrează că, de fapt, viața aici a existat de mult mai mult timp. Și ar trebui să cam înmulțim cu vreo 10 suma asta, dacă nu mai bine, chiar mai bine. Așa este, niște oameni de bine și oameni muncitori, i-am văzut și am cunoscut personal, au lucrat și lucrează, au descoperit pe raza comunei niște morminte, se presupune de acum 4.500-5.000 de ani, deci 2.500-3.000 de ani înainte de Hristos. Epoca bronzului. Da. Probabil că atunci când și acești oameni vor dori să facă public totul, o să mergem să vedem exact și locație și să vorbim mai pe îndelete de toată chestia asta. Cum vă simțiți având în spate o atât de multă istorie? Mă simt mândru. Mă sunt mândru că sunt de aici, mă sunt mândru că
reprezint acești oameni, aceste ținuturi minunate și se certifică faptul că suntem de mult aici și avem o istorie încărcată de multe, multe. Și lucrurile se dovedesc a fi de atâția ani, locurile sunt de atâția ani aici pline de viață. Da. Istoria însă se mai și scrie. Și participăm la scrierea istoriei. Ce se mai întâmplă în Comuna Lungurile de Jos? Astăzi? Astăzi se lucrează intens la dezvoltarea infrastructurii rutiere, la dezvoltarea și amenajarea, reamenajarea căminelor culturale, a școlii generale, a unui parc frumos pentru și generațiile tinere și cele mai vârstnice în comună. Deci avem mult de lucru și asta ne bucură că avem de lucru. Cu proiectele cum stați? Foarte bine. Sunt total vreo 7 la care deja am început să lucrăm. 7 proiecte, o să se vadă, nu sunt povești. Sunt 3 cămine care vor intra în renovare totală. Este un parc, cum v-am spus frumos. Se vor face 4 poduri în comună. Un proiect de 7,2 km de asfalt. Mai urmează unul de 6. Școala gimnazială, clasele 1-8. Înseamnă că sărbătoriți și prin muncă cei 580 de ani de atestare documentară. Păi, prin muncă, în primul rând, și la noi, la Nuncoi, știți că prima dată munca după aia. Ne mai și distrăm noi câteodată. Păi, fără distracție nu se poate, doar oameni suntem și oameni... Știți cum, dumneavoastră știți că sunteți de aici, de a locului. Nuncoienii au o particularitate, zic eu. Sunt oameni halici, dar și oameni de distracție în același timp și veseli. Da, și atunci când găsești motive ca să închegi această bună dispoziție în jurul unui om, e minunat. Ați avut o întâlnire absolut deosebită în care ați omagiat un om deosebit al locului, învățătoarea Maria Boldura. Așa este, merită fiecare profesor, fiecare învățător, merită să fie pus exact în valoarea și să-i se ofere exact ceea ce merită, pentru că de pe băncile școlii am plecat tot și știți cum e. Școala ne-a format și școala de la țară ne-a format, că de aici am plecat toți. Japonezii spun că în fața împăratului doar numai profesorii nu se închină, pentru că dacă nu ar fi profesor, nu ar fi împărați. Domnule președinte al Galului Țara Zarandului, o întâlnire la care ați convocat toți colegii din Gal și nu numai. Da, toți colegii din Gal și nu numai, pentru că e normal să ne întâlnim, să vedem noile sesiuni care vor fi, să vedem, să fim informați, pentru că prin noi se informează până la urmă și cetățenii din comunele noastre. Și ne face deosebită plăcere, pentru că la Gal lăsăm de fiecare dată politica deoparte și încercăm să ne intereseze mult mai mult problemele oamenilor, problemele fermierilor și celor care vor să depună proiecte din zona Zarandului. În ediția trecută a emisiunii noastre am vorbit cu directorul Galului, cu Marius Sârb, despre tot ceea ce înseamnă aceste proiecte. Ce mai trebuie făcut pentru oamenii ăștia? Pentru că, știți, întotdeauna omul zice așa, e loc de mai bine. Da, bineînțeles că e loc de mai bine și acum au fost măsuri în care așteptările au fost mult mai mari. De exemplu, am avut pentru doar 3 proiecte pentru, să zic așa, întreprinzători și acolo au luat punctaje mult mai mari cei care au creat locuri de muncă și cei care au vrut, de exemplu, să-și construiască o pensiune, nu au mai intrat la finanțare. Bineînțeles, acum, după ce vom termina o parte din licitații și vedem că vor mai rămâne bani disponibili, probabil că îi vom reașeza și încercăm să mai scoatem câteva proiecte din nou, să fie mulțumiți măcar o parte din cei care astăzi poate nu sunt mulțumiți. La întâlnirea de astăzi discutați și un proiect mai aparte. Da, discutăm și un proiect mai aparte. E vorba de promovarea județului Hunedoara, a țării Zarandului, povești cu gust. Sperăm să promovăm, așa cum am făcut întotdeauna și prin Gal, această minunată zonă a țării Zarandului. Da, o zonă care te primește întotdeauna cu brațele deschise, chiar dacă uneori, uite cum se întâmplă și acum, mai începe și ploaia. Ploaia trece, locurile frumoase rămân în județul Hunedoara.
Prin proiectul Legume ca la noi acasă, cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol din județul Hunedoara, finanțat de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale prin submăsura 16.4, sprijin pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol, Gașpar Mircea Claudiu, o întreprindere individuală, va aduce mai aproape de voi legume proaspete produse în solarele proprii din satul Hărău. În curând, în piețele din Deva și Simeria, Legume ca la noi acasă. 0354 100 690. FSB 24, organizație non-guvernamentală cu sediul în Deva, angajează și formează personal pentru îngrijirea persoanelor în vârstă și a bolnavilor în Germania. 0354 100 690. Contract ferm, legal 100%, garantat, fără comisioane. Fundația Senior în Betroiung, România, FSB 24, 0354 100 690 sau fsb24.ro. O, servus, rab. Dar ce-i cu tine, mămișule, că așa e necăjut, nu te-am văzut de când te știu. Îți necăjut, mă, și necăjut pe satul, mă, nici la crijmă nu se mai bec un subeut odată. No, nu, Borovi. Veșinul, Șandoric, să plânge că s-o săturat tăță în care și gunoiul numai cu blopata aia mare și cu inima lui Stalin. Știu, dar... No, nevastă sa, Cătița, să plânge că îi dă CNP-ul după cap, nu mai poate trage cu grebla, vine vara, trebuie să strângă notrețul. Vărul meu togere ăla de pe stăgeal. Bă, ăla plânge tătă ziua, căldor șalile să nu se mai poate să iei cu sacul cu cucuruz în pod, mă. Doamne, mămișe, dar păi astea-s probleme. Probleme mari. Păi da, ascultă-mă, vino cu mine la Agrovaro și ți explic eu cum se rezolvă tătă. Uite, pentru Șandorică, păi de ce ți-am explicat? Ăsta-i încărcătorul, pac, ridică cupa aia, ăsta din joystick de acolo. Nu mă stă, exact, nu mă stă și să urcă ale pac în pod și gata. Și aici ați greblele astea de care ți-am zis, uite-te, și astea de jos, care ți adună tot fânul. Ia și nici îl face bode, căptițe, tătă, după aia cu ăsta și duce și bagă în habar. No, cu exact cum ți-a spus, cu jnecurile astea, vezi, uite-te, la ce capacitate au astea, zvârle greu, tătă, în două ceasuri, două camioane, jup, când pot și gata, tătă treaba. Dar nu se rupe podul, mă, cu două camioane. Bine, mă, mișule, cum să se rupă, doar camioanele rămân jos, mă, greu urcă și se cară și orzul și tătă. Mă, bine. Mă, rabă, fain mă învățași tu pe mine. Auzi, dar n-o fi scump. Cum să știe scump, mă, mișule, mă, dar toată lumea din țară știe că aici e cea mai bună calitate și cele mai mici prețuri, la Agrovaro. Atunci toată lumea la Agrovaro. Vrei o livadă cu fructe gustoase? Vrei o grădină cu legume frumoase? Vrei ca lecoltele să-ți fie sănătoase? O paletă largă de insecticide, fungicide și erbicide pentru tratarea tuturor bolilor și dăunătorilor găsești la farmacia fitosanitară Flaro, situată în Deva, pe strada Vasile Alexandrii, lângă sediul BRD. Sprijin pentru tine, soluții pentru grădina ta. Farmacia Flaro. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Sece Ardita SRL cu sediul în Deva, strada Sântu Halm, drumul național, unic distribuitor de tractoare și utilaje marca Koenig, vă oferă la cele mai avantajoase prețuri tractoare de diferite puteri. Tractoare de 70 de cai putere cu încărcător frontal, tractoare de 50 de cai putere cu dublă tracțiune, tractoare de 45 de cai putere cu tracțiune dublă și servodirecție, piese și utilaje agricole.
un tractor pentru fiecare ogor. Ardita SRL, Deva, strada Sentuhalm, drumul național, telefon 0769 683 940. Sece Ardita SRL. Un tractor pentru fiecare ogor. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Domnule primar, sunteți președintele Ligii Primarilor, deci din zona asta minunată, județul Hunedoara. Vă întâlniți să vorbiți ce să faceți pentru comunități. Da, obligatoriu suntem în fruntea comunităților locale de zona Țărezarandului și prin această obligație revine la sine faptul că noi să fim inițiatori la toate proiectele care apar pe zona noastră. Nu vreau să apară ca o laudă, dar chiar am fost inițiatorul acestei acțiuni după întâlnirea cu doamna ministru Totero la Consiliul Județean Hunedoara, Spitalul Școlar Hunedoara. Am avut o discuție cu domnul Mircea Radu și am convenit să vină și în zona noastră, fiindcă mi se pare normal ca să promovăm și țara Zarandului, nu numai neapărat țara Hațegului sau țara Orășmunții Orăștie și așa, nu că negăm celelalte ținuturi ale județului Hunedoara, dar eu, ca om al locului, am considerat că este oportună venirea acestui domn distins de la București, Mircea Radu, cu echipa dumnealui, pentru promovarea zonei noastre, fiindcă sunt atâtea de lucruri bune, frumoase de spus, exact cum se spunea că sunt atâtea legende ale locului, cum și aici, în apropiere, la dealul Fetei, care avem o legendă foarte frumoasă despre dealul respectiv și în zona noastră, sunt lucruri care sunt necunoscute pentru ceilalți, poate și din județul Hunedoara, dar în primul rând pentru ceilalți din toată România, fiindcă acest proiect, cele două proiecte sunt legate una de alta și se vrea promovarea zonelor care nu sunt cunoscute la publicului larg. Și este un moment oportun aici, la această locație, care e o locație chiar inedită aici în comuna Luncoiul de Jos, în satul Luncoiul de Sus și mai mult Podele decât Luncoiul de Sus, ca să putem să avem o întâlnire cu toți factorii implicați, începând de la Consiliul Județean Hunedoara, începând de la Agenția de Dezvoltare Economică Hunedoara, începând de la primăriile comunilor din zonă și, nu în ultimul rând, Prefectura Județului Hunedoara și, de ce nu, poate avem ocazia să discutăm și cu doamna ministru, care, fiind un om al locului, o așteptăm cu mare drag, fiindcă am observat că are interes și noi ne bucurăm că aici nu mai discutăm, nu mai facem politică, noi ne bucurăm că avem un reprezentant al guvernului care e de noi din zonă și care poate promova județul Hunedoara și zona noastră. Domnule Mircea Radu, sunteți adoptat de ceva timp de județul Hunedoara. Da. Cum vă simțiți între oamenii ăștia? Mă simt grozav, dar știți cum e? Mi-a zis de ceva timp. Județul Hunedoara mi s-a dezvăluit mie în urmă cu vreo 10-15 ani, când am început să fac filmări pentru emisiunea Din Dragoste. Când ați fost la Coco Dimitriu. Da, am făcut o declarație de dragoste la Teatrul din Deva. Știu, eram acolo lângă dumneavoastră. Așa, dar a mai fost o poveste foarte impresionantă pe care o țin minte între un domn care a fost pilot și soția lui. Erau împreună de 50 de ani, poveste a fost filmată acum în 2001, mă rog, în urmă cu foarte mulți. Așa, și eu știam județul Hunedoara încă de atunci, știam cât este de frumos, știam cât este de bogat, știam cât este de variat, dar n-apucasem să filmez așa cum o fac acum pentru Povești cu Gust. Atunci filmam poveștile unor oameni, istoriile lor de dragoste, dar acum am venit cu proiectul ăsta Povești cu Gust să vorbim despre Hunedoara și despre ce are de oferit județul Hunedoara întregii țări. Și are și istorie, are și turism, are și gastronomie. Are istorie, are turism, are gastronomie, dacă îmi permiteți o să completez. Are un magnet
în ce privește turismul religios. Știm foarte bine că aici este prislopul și aici este casa în care s-a născut duhovnicul României, cum este cunoscut Arsenie Boca. Și de asemenea, pentru că vorbeați de gastronomie, Hunedoara are acei cârnăciori care se numesc virșli, care ar trebui să fie brand național, așa cum este, nu știu, magiunul de tolpoloveni sau telemeaua de ibănești sau nu știu ce. Noastră, hunedorenii, ar trebui să aveți virșliul ăla peste tot, pe masa fiecărei ambasade. Dosarul pentru declararea lui ca produs tradițional cu origine protejată e pregătit, e în lucru. Se așteaptă niște semnături. Poate și prin intermediul poveștilor cu gust se pun semnăturile respective. Doamne ajută, noi am venit și am făcut deja vreo 5-6 filmulețe, mai mult în zona aceea orăștie, cu poveste, legenda bradului din curtea bisericii din Luncani, am fost la Târsa, am filmat ușor, asta, cu asta ne-am ocupat noi vara asta. Dar vrem să facem ceva mai multe pentru județ în tot ce înseamnă promovarea județului Hunedoara. Da, și sunt și pe aici niște legende absolut deosebite, o să le descoperiți în timp. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna ministru, acasă, la Brad, de fapt sunteți acasă în România, sunteți acasă în lume. Așa este, acasă la Brad, acasă în județul nostru minunat, cum îi spunem noi, Hunedoara mea frumoasă, încă o dată confirmă. Vreau să felicit pe cei care au făcut această investiție aici, în această zonă binecuvântată de Dumnezeu, și de asemenea să-l felicit și să mulțumesc Primăriei Comunei Luncoiului de Jos pentru ceea ce fac ei aici, pentru sprijinirea acestor activități. Sunt aici, e numai primarul de la Luncoiul de Jos, sunt și ceilalți primari, pentru că județul poate fi promovat și altfel. Bănuiesc că de aceea ați venit împreună cu Mircea Radu. Într-adevăr, am spus de mai multe ori și spun și de această dată, județul Hunedoara reprezintă un județ foarte important în rândul județelor din România și cred că dezvoltarea acestui județ din punct de vedere economic poate fi realizată prin turism, ceea ce cuprinde o serie de domenii, să spun așa, începând de la partea culinară, ce are legătură și cu agricultura, turismul ecumenic, partea de istorie, de frumuseți, dar toate la un loc se realizează cu oameni. Și în Hunedoara sunt oameni extraordinari, oameni harnici, oameni care își doresc să promoveze frumusețile și bogăția noastră. Domnule bucătaru, din nou în județul Hunedoara. Bucurie. Dar nu chiar cu vești bune, chiar glumeam înainte de a începe, glumeam. Până la urmă vorbeam foarte serios. Sunt sesiuni pe care banii s-au cam terminat. Asta înseamnă că oamenii au învățat exact ce trebuie să facă, cum trebuie să facă și absorpția se apropie de ceea ce ne dorim. Absorpția mai un pic până la absorpție, dar suntem pe calea cea bună, în sensul în care absorpția este precedată de semnarea unui contract. Ca atare, în unele cazuri, suntem în faza în care chiar mai evaluăm, în faza în care adunăm documentele beneficiarii, adunăm documente pentru contractare, vor avea un contract și vor trece la implementare. Din păcate, implementarea nu merge neapărat și întotdeauna așa cum ne-am dori și noi și beneficiarii, dar vești nu sunt de proaste, cum a spus, pentru că Hunedoara nu este un județ codaș din perspectiva accesării fondurilor europene. Vorbesc cu precădere din perspectiva programului nostru pe care îl gestionăm noi, PNDR-ului. Ca atare, veștile cred că sunt mai degrabă bune și curând putem chiar trage linie și să putem măsura, calcula, vedea ce am avut, de la ce premise am plecat, ce am reușit să adunăm ca și proiecte selectate și să vedem dacă stăm așa de rău. Eu zic că nu. Din păcate n-am neapărat cifre la îndemână să mi le pot furniza, dar colegii mei de la Fiul Județean oricând vă pot furniza aceste cifre și veți vedea raportarea la celelalte județe, în special în zona măsurii, sub măsurii 6-3, fermele mici și în mai mică măsură, e adevărat, tinerii fermieri, sub măsura 6-1.
Sunt niște rezultate bune. Nu la fel de bune și din cauza profilului județului. Sunt în zona sub măsurii 4.1, cea care vizează înființarea și dezvoltarea fermelor agricole, dar în schimb, veștile sunt foarte bune din perspectiva sub măsurii 4.1a, cea care de fapt valorifică și chiar era un potențial de valorificat aici, potențialul pomicol al județului, și acolo avem destul de multe proiecte pe Hunedoara. Chiar este unul dintre județele fruntașe alături de Timiș și Arad, mai puțin în Caraș, dar pe zona asta Hunedoara chiar a capitalizat puncte bune, să spunem așa, din perspectiva semnării contract de finanțare, și sperăm noi și implementarea va merge bine. Da, și noi sperăm la fel, mai ales că am văzut deja niște livezi, nu neapărat pornite pe zona fondurilor europene, dar care reprezintă deja modele pentru mulți alții. Și parcă se dezgheață apele și din punctul ăsta de vedere. Sunt convins că, nu știu exact ce an la care anume livadă vă referiți, dar sunt convins că, așa cum se știe, și cei care au deja livezi înființate pot să dezvolte acele investiții din perspectiva, cum vă spuneam, potențialului pomicol al județului, și zonele cu precădere avute în vizor de către solicitanți au fost zona de Cosești, partea de dinspre comuna Lăpugiu, teritoriul comunei Lăpugiu, și partea de, sau teritoriul comunei Beriu, din perspectiva ceea ce înseamnă și deja aveți o tradiție exact, și bănuiesc că ați remarcat și dumneavoastră și cei care ne privesc și toată lumea în general au remarcat că în supermarketul am găsit cel puțin în vara asta, în perioada asta, am găsit foarte multe afine de proveniență din România. Trebuie să privim puțin spre viitor. Mai este puțin până când se încheie acest exercițiu financiar. Se aud zvonuri bune despre ceea ce va însemna următorul? Greu de făcut o evaluare a ceea ce va fi să fie. Deocamdată se lucrează foarte mult în zona regulamentului la nivelul comisiei. Și în contextul ăsta, colegii mei de la București, în special cei din zona Ministerului, zona de autorități de management, sunt foarte implicați în ceea ce înseamnă, cum spun eu, punerea bazelor regulamentelor europene care vor sta la baza derulării în viitoarea perioadă de programare a viitorului program de dezvoltare rurală. Deci, deocamdată e greu de anticipat, sau e mult, e greu să apreciezi, să faci o estimare a ceea ce ar însemna viitoarea perioadă de programare. România, evident, va trebui să ia niște decizii din perspectiva continuării sau nu în legătură cu anumite abordări aflate sau în derulare la nivelul programului actual. Vom vedea care sunt cele mai bune soluții. Evident că atât SAPARD-ul, cât și perioada de programare trecută 2007-2013, cât și perioada actuală ar fi trebuit, și cred că lucrul ăsta se va întâmpla și s-a văzut o îmbunătăție, pe părerea mea, apreciabilă la nivelul programului în derulare acum, 2014-2020. Acumulând experiență, ar trebui să evităm să mai facem o serie de greșeli, mai multe în SAPARD, din ce în ce mai puține în perioada, în PNDR-ul 2007-2013, și zic eu mult mai puține în 2014-2020, dar evident nimic nu e perfect și evident nu toată lumea, vorbesc de cei interesați de fonduri europene, de cei din zona solicitanților, nu toți vor putea fi mulțumiți, pentru că sunt categorii și categorii de beneficiari. Dar sunt anumite zone unde cu siguranță vor veni în continuare fonduri europene, zona care vizează componenta agricolă a programului cu siguranță. Nu știu să spun, nu pot să fac o apreciere în ce măsură pe zona componentei neagricole vor mai veni fonduri europene și din programul acesta vorbim, și în ce măsură, la ce nivel și pe ce zone. Așa, dar cum spun, lucrurile, pentru că suntem acum la masa cu toate celelalte state membre, lucrurile ar trebui să evolueze înspre bine. Suntem un pic mai vocali, cel puțin într-o perioadă, și chiar există, cum spun, lor de poziție din partea României în condițiile în care participă la diversele reuniuni pe tema viitoare politici agricole comune. Da, nu e foarte mult până departe. Ne legăm speranțe, ne punem speranțe și să sperăm că vor apărea și rezultatele.
Cu siguranță și vă vom ține la curent și chiar avem în perioada următoare pregătită o acțiune care vizează sărbătoarea majoratului agenției, pentru că facem în toamna aceasta, în septembrie, chiar în această lună, sfârșitul lunii, împlin 18 ani și ca atare cu siguranță veți fi printre cei care veți fi invitați pentru a participa la acest eveniment și cu siguranță acolo vom putea aprecia împreună anumite proiecte, în ce măsură ele sunt sau nu exemple de bună practică și de ce nu le vom feri să discutăm despre eșecurile noastre și de ceea ce am învățat din acele eșecuri și ce am făcut în așa fel încât să nu se mai întâmple acele eșecuri. Domnule prefect, practic în spatele nostru, în plin de desfășurare, o întâlnire foarte importantă pentru țara Zarandului. Este pentru că totdeauna vin cu plăcere la întâlnirile pe care le organizează GAL Țara Zarandului. Este o întâlnire până la urma comunităților și ce îmi place mai mult și mai mult este că se propun proiecte. Proiecte importante pentru comunități, dar nu numai pentru comunități, ci și pentru moștenirea pe care o avem și suntem obligați să o ducem mai departe. Cred că întâlniri de genul ăsta ar trebui intensificate și discutat, aplicat pe asemenea proiecte. Mă bucur de prezența domnului Mircea Radu și a echipei sale, care fac o treabă bună de promovare a județului Hunedoara. Cred că așa se face la modul profesionist, o promovare consistentă. De asemenea, îi mulțumesc doamnei Florica Zaharia de la Muzeul Textilor din Băița, care este o prezență din ce în ce mai notabilă și mai esențială pentru proiectele din țara Zarandului. Și nu vă ascund faptul că împreună cu ea și cu un colectiv mai serios de cercetători gândim un proiect mai amplu desfășurat pe mai mulți ani, de punerea în valoare a tot ceea ce înseamnă valorile din țara Zarandului, că se numește meșteșug, că se numește gastronomie, că se numește țesătură, că se numește obicei, deci toate lucrurile astea trebuie subsumate. Iar scopul nostru este de a înființa un muzeu care se numește Muzeul, care se va numi Muzeul Țării Zarandului, iar toată această moștenire să fie valorizată și prezentată ca atare țării și lumii. Da, dar pentru asta trebuie să avem grijă ca meșteșugurile astea să fie duse mai departe. Stăteam în urmă cu câteva săptămâni la Tomești, la Obârșa mai exact, de vorbă, cu cei doi bătrâni meșterilor, cam singurii care au mai rămas pe aici și, din păcate, nu le mai calcă nimeni pe urme. Știu asta și asta trebuie să facem în așa fel ca generațiile următoare să preia această moștenire. Eu am propus la un moment dat atât Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, cât și Palatului Copiilor, ca într-o formulă de parteneriat, să găsim posibilitatea ca acest meșteșug să nu se piardă, iar oamenii aceia care încă mai sunt și care au o moștenire de lăsat să aibă cui să o dea. Mai este evident că fenomenul cu care, sau flagelul cu care ne confruntăm în fiecare zi este depopulare. Acest lucru lovește și generația tânără, deci în zonele rurale este mai greu de găsit potențial continuator a acestei tradiții, dar atâta vreme cât noi, administrație, împreună cu oameni care fac lucrul ăsta în mod constant, reușim să punem la cale, să punem pe picioare o strategie și o conduită în așa fel încât să reușim să facem această transmitere, eu cred că vom avea șanse de izbândă. Vă mulțumesc deocamdată. Cu siguranță vom mai vorbi. Mai sunt atâtea subiecte care țin de tot ce înseamnă satul Hunedorean, că tot suntem așa, dar ceea ce înseamnă zona asta binecuvântată de Dumnezeu. Sunteți cam peste tot unde se întâmplă ceva, așa că vom avea ocazii destule. Tot ce înseamnă valorizarea județului Hunedoara înseamnă o datorie pentru mine să fiu prezent. Județul Hunedoara este într-adevăr un județ care are foarte multe de spus și din păcate nu este valorizat la certa lui valoare. Depinde doar de noi să facem ca aceste lucruri să funcționeze cu rațiune și echilibru. Nu trebuie nici să ne abântăm foarte tare și să facem lucruri nemaipomenite, nimeni nu cere lucrul ăsta, ci doar trebuie să fim perseverenți și să facem un pas după celălalt. Vă mulțumesc! Domnule doctor, dintre
din păcate, prea multe ale afecțiuni care pot să năvălească peste animăluțele noastre. Ne propuneați să vorbim despre leptospiroză. Da, am zis să abordăm acest subiect fiindcă cred că l-am omis de atâția ani. Este o boală extrem de importantă, numărul de cazuri este în creștere de la an la an și aș vrea să vorbim puțin de cum se transmite, ce se întâmplă, ce este această boală, cum o putem preveni. De fapt, pe cine atacă această boală? În primul rând, căței. Căței sunt extrem de predispuși la această boală. Ce este leptospiroza? Este o boală transmisă de o bacterie, Leptospira. Știm și la om, da? Există o patologie foarte bogată legată de leptospiroză. Bineînțeles, această bacterie Leptospira are mai multe tulpini. Este Leptospira icterohemoragie, Leptospira canis, Leptospira bratislava, multe, mult mai multe decât descriu eu aici. Din păcate, și spun din păcate, unele dintre aceste bacterii pot să fie patogene sau periculoase atât pentru câine cât și pentru om. De aceea este foarte important să cunoaștem semnele, să cunoaștem cum putem preveni și cum ne putem și noi feri de așa problemă. Bun, pornim cu semnele. Să începem cu semnele. Semnele în prima fază pot fi destul de șterse, în sensul în care observăm la animalul nostru, la cățelul nostru, o stare de abatere, o stare de inapetență, o slăbire generală, după care începe să apară deshidratarea și chiar colorarea mucoaselor în galben, adică acel icter destul de serios și destul de sever. Pe lângă asta începe să apară voma, diareea. Manifestările date de leptospiroză sunt în primul rând legate de organele care le afectează și acestea sunt două organe principale, adică ficatul și rinichii. Pot să fie forme care afectează strict ficatul sau strict rinichii sau pot să meargă pe ambele organe. Bineînțeles, patologia este extrem de gravă și de severă în momentul în care afectarea este bilaterală. Durează mult până când apar toate aceste semne sau ele de obicei se concentrează pe o perioadă mai scurtă de timp? De obicei se concentrează pe o perioadă destul de scurtă de timp. Ce am observat totuși, contează foarte mult rasa, imunitatea individuală, vârsta, mulți factori legați de imunitatea individuală a fiecărui cățel în parte. Însă bacteria este o bacterie destul de agresivă și acționează în decurs de câteva zile după perioada de contaminare și incubare. Cum se transmite, de fapt? Sursa principală și sursa pentru aceste bacterii și pentru îmbolnăvirea câinilor o reprezintă rozătoarele. Astfel, este foarte importantă și deratizarea mediului, fiindcă ele sunt purtătoarele acestei bacterii și dacă un câine prinde un rozător șoarec, șobolan, primul și în primul rând, sau dacă aceste rozătoare au acces prin țarcurile lor, există șansele foarte, foarte mari, la un moment dat, să existe posibilitatea unei infecții cu Leptospira. Se poate întâmpla acest lucru chiar și în plimbările pe care le facem, eu știu, excremente sau așa, că na, cățelul mai dă cu limba pe aici, pe acolo. Nu ar fi exclus, însă toate cazurile care le-am diagnosticat și care le-am avut în cadrul spitalului, de obicei tinde să suspectăm, fiindcă aici putem suspecta faptul că contaminarea s-a realizat în casă, în curte, în locul în care trăiește cățelul. Totuși trebuie un contact destul de intim și majoritatea cățeilor diagnosticați, proprietarul a spus că într-adevăr avea probleme și cu aceste rozătoare. Bun. Perioada de incubare cam cât durează? Undeva între 3 și 5 zile. Cam 3 zile. Perioadele supraacute 1-2 zile. Și, bineînțeles, prezentarea la medicul veterinar apare de obicei destul de tardiv, când, într-adevăr, starea generală este destul de agravată. Poate s-au mai încercat 1-2 tratamente
care n-au ajutat prea mult. Deja a apărut acel icter destul de serios, moment în care, da, și noi suntem puțin tel mai precauți în consultul clinic sau încercăm să explicăm proprietarului că există posibilitatea diagnosticului sau infecției cu această bacterie numită Leptospira. Se înțeleg așadar că tratamentul nu că e imposibil, dar e greu și bănuiesc și de lungă, de foarte lungă durată și automat și costisitor. Da, vă dați seama, fiindcă avem de-a face cu două organe vitale, două organe foarte importante, contează foarte mult faza în care este adus cățelul, dar da, de obicei pentru stabilizarea ficatului și mai ales a rinichilor, dacă mai există șansa de a stabiliza rinichii, tratamentul este de lungă durată, la fel și cura de antibiotice, fiindcă da, sunt antibiotice care pot să stăbilească cât de cât infecția, însă și diagnosticul este o provocare destul de mare pentru medicul veterinar, fiindcă semnele fiind așa de generale, te poți gândi la orice poate da icter, de la ciroză, la hepatită, la insuficiență hepatică, cancer hepatic, chiar și acea babesioză de care vorbeam la un moment dat, transmisă de căpuș, care și ea dă icter și apare și febra. Astfel încât după examenul clinic automat recoltăm sânge pentru a vedea valorile hepatice, valorile renale și bineînțeles valorile din sânge ale celulelor albe, celulelor roșii, să vedem dacă este o infecție, cât de gravă este infecția. În momentul în care vedem într-adevăr că sunt probleme la ambele organe sau probleme majore pe ficat și pe rinichi, din fericire există o firmă pentru laborator care poate face sau cu care putem detecta și Leptospira din sângele cățeilor. Un test care ne ajută foarte mult, într-adevăr este destul de costisitor, să zic așa, dar cu care ne putem ajuta sau și de care ne putem ajuta pentru diagnosticul sigur, de certitudine și corect față de proprietar și de animalul acestuia, fiind obligat și a spune faptul că nu știm exact ce tulpină de Leptospira e, dacă se poate transmite și la om sau nu. Bun. Înainte de a ajunge la această transmitere la om, ne gândim tot la animăluți, trebuie să găsim soluții de prevenire. Da, din fericire, soluția de prevenire există și există de foarte mult timp pe piață. Ea este inclusă în clasicul și banalul vaccin anual. Tulpina de Leptospira, este în acest vaccin care se și numește DHPPIRL, L-ul chiar de la Leptospira vine, fapt care ajută foarte mult la prevenirea infecției, imunizarea organismului. Firmele producătoare de medicamente se luptă foarte mult pentru a mări sfera imunizării cățelor în ceea ce privește diversele tulpini de Leptospira, astfel încât dacă prima fază erau două tulpine, acum am ajuns la patru tulpine de care să producă imunitate. Deci e o boală foarte importantă pentru care medicii veterinari și producătorii de medicamente se luptă să vină cu avantaje și să vină cu soluții pentru a preveni așa probleme majore. Bun, deci banalul vaccin. Ce facem noi? Cum se poate transmite de la animăluț înspre noi? În primul rând, sursa principală de contaminare este urina. Leptospira fiind cu predispoziție rinic și ficat, eliminarea majoră este prin urină. Astfel încât dacă avem un cățel bolnav de această boală și încercăm să-i dăm o șansă sau medicul veterinar a spus că merită să încercăm un tratament, este musai să ne protejăm sau cățelul respectiv să fie ținut într-o zonă cât de cât de carantină, mai izolată, să folosim mânu, să ne igienizăm și bineînțeles dezinfecțiile generale care le putem face. Leptospira nefiind o bacterie care trăiește foarte mult în mediul liber, ea având nevoie de niște condiții puțin mai speciale de dezvoltare, de aceea este și o bacterie foarte greu de izolat și pentru specialiștii pe bacteriologie. Dar măsurile clasice și generale de igienă ar fi suficiente pentru a ne preveni noi de infecție. Încă o dată, repet, există puține tulpine care se transmit și la om de la câini, dar nu putem ști niciodată cu ce avem de-a face, de asta e mai bine să ne protejăm și noi în momentul în care știm cu certitudine că avem acest urât diagnostic la cățelul nostru. Preferabil să nu avem niciodată
diagnosticul acesta la cățelul nostru. Deci până la urmă, atât pe zona animală cât și pe zona umană, tot prevenția rămâne de bază. Și poate să ajute foarte mult. Ce vreau să zic, într-adevăr, cazurile sunt destul de rare față de alte boli, respectiv jigodie, parvoviroză, alte boli infecțioase, să zic, dar ne confruntăm, sau cel puțin avem teste pozitive undeva la un 3-4 câini pe an. Ceea ce este un număr, nu exagerat, dar referabil deloc. Da, așa este. Și până la urmă, atâta timp cât apare, eu cred, chiar și un singur caz, trebuie tras semnalul de alarmă. Așa este, așa este, fiindcă vorbim de o boală cu o importanță majoră pentru tot mediul din jurul pacientului bolnav. Face parte din acea zonă a bolilor cu prognostic rezervat. Exact, cel puțin rezervat și cu și potențial zoonotic. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. 0354 100 690. FSB 24, organizație non-guvernamentală cu sediul în Deva, angajează și formează personal pentru îngrijirea persoanelor în vârstă și a bolnavilor în Germania. 0354 100 690. Contract ferm, legal 100%, garantat, fără comisioane. Fundația Senior în Betroiung, România, FSB 24, 0354 100 690 sau fsb24.ro. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin. Și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin. Plăcerea gustului tradițional. Vrei o livadă cu fructe gustoase? Vrei o grădină cu legume frumoase? Vrei ca lecoltele să-ți fie sănătoase? O paletă largă de insecticide, fungicide și erbicide pentru tratarea tuturor bolilor și dăunătorilor găsești la farmacia fitosanitară Flaro, situată în Deva, pe strada Vasile Alexandrii, lângă sediul BRD. Sprijin pentru tine, soluții pentru grădina ta. Farmacia Flaro. Sece Ardita SRL cu sediul în Deva, strada Sântu Halm, drumul național, unic distribuitor de tractoare și utilaje marca Koenig, vă oferă la cele mai avantajoase prețuri tractoare de diferite puteri. Tractoare de 70 de cai putere cu încărcător frontal, tractoare de 50 de cai putere cu dublă tracțiune, tractoare de 45 de cai putere cu tracțiune dublă și servodirecție, piese și utilaje agricole. Un tractor pentru fiecare ogor. Ardita SRL, Deva, strada Sântu Halm, drumul național, telefon 0769 683 940. Sece Ardita SRL. Un tractor pentru fiecare ogor. Atât și pentru astăzi. Bun, ne-am luat gândul de la expoziții, de la târguri, de la
tot ce ar putea să fie, ne gândim în schimb la muncă. Și e de lucru în perioada asta pe câmp. O să ieșim și noi ceva mai mult în câmp. A, când vorbesc de târguri, de pildă nu mă gândesc la cel de la Arad, unde, evitându-se partea de animale, partea de tehnologie, de semințe, de tot ce se mai poate pune pe tarabă, a fost. Am trecut și noi pe acolo, o să vedeți și de acolo imagini la următoarea întâlnire. Și nu numai, bineînțeles. Așadar, următoarea întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă. Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.